Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să o citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor. Iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta și recomanda o carte, ne vom întâlni cu invitați de excepție și la rubrica Bizaria vei afla din tainele scriitorilor, artiștilor, precum și despre viețile și iubirile lor tumultoase. Sunt Natasha Alina Cula și îți spun bun venit la Bookmedia! Astăzi vorbim despre o carte, Platon, apărută la editura Litera, cu subtitlu Adevărul este în altă parte, scrisă de E.A. Dal Maschio. Cartea este o introducere în lumea lui Platon, într-o lume veche de 2500 de ani, în ideile lui, un mare filosof al Greciei antice, născut la Atena, un descendent al unei familii aristocratice. Platon l-a avut ca profesor pe Socrate și ca discipol pe Aristotel. Platon și-a consacrat locul în filosofie datorită dialogurilor lui, mai ales ne referim la dialogul Republica, la amploarea lui și la lucrările lui numite legi. A scris 35 de dialoguri și 13 scrisori. După cum am spus, l-a cunoscut în tinerețe pe Socrate și a fost puternic impactat de ideile acestuia, scriind mai târziu Apologia lui Socrate. Platon este întemeietorul Academiei, școala filosofică de la Atena. Doctrina lui Platon se împarte în câteva ramuri: metafizică, dialectică, lumea formelor, lumea ideilor și statul ideal. Poate că unele idei ale lui Platon legate de politică și de statul ideal o să fie îndelung controversate, dar să nu uităm totuși perioada în care a trăit el și credințele acelor vremuri. Să urmăm îndemnul lui Platon că bunătatea este adevărata înțelepciune și să îi redescoperim filosofia. Dragii mei, astăzi o avem alături de noi pe o domnișoară încântătoare, pe Ioana Raluca Pânzariu, facilitator de limbă ebraică. Bine ai venit la noi, Raluca. Ioana, preferi Ioana? Ioana. Ioana. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu tine vreau să vorbim și să le vorbim telespectatorilor noștri despre cultură, despre civilizația ebraică. Este un subiect foarte vast, foarte conectat la ceea ce înseamnă cultură până la urmă. Și am foarte multe întrebări pentru tine. De exemplu, tu ai două masterate, unul îl termini acum în limbă ebraică. Cum ai început să fii atrasă de limba ebraică? De ce limba ebraică? Este o poveste lungă care a început în urmă cu 16 ani. Pe vremea aceea lucram în hotel, iar acționarii erau israelieni. Studiind turismul, știam cât de important este să știi măcar un cuvânt, două în limba oaspetului, să-l primești și măcar să-i spui bună ziua și la revedere. Și atunci am decis să aflu ceva și despre ebraică. Nu am continuat, nu am aprofundat foarte mult limba ebraică. Am schimbat hotelul, am schimbat acționarii și atunci o perioadă nu am mai studiat, dar după 6 ani am revenit la acea dorință de a învăța limba ebraică pentru că mi-am dorit să plec în Israel. Îmi doream să studiez în Israel, știam că au facultăți foarte bune și în special pe turism și mai ales se știau că erau foarte buni pe partea de turism. Da, și așa am căutat cursuri, am început să studiez limba ebraică la JCC, însă între timp am descoperit pe internet că profesorul care ne preda nouă preda și la Universitatea București. O informație falsă, neactualizată, dar eu cu toate acestea am dat admiterea și am aflat de fapt, după ce am fost admisă la masterat, că profesorul nostru de la JCC nu mai preda ebraica și la facultate, dar am continuat. Eu când încep un lucru, nu mă las, îl duc până la capăt.
Și atunci am descoperit cât de important este, de altfel, și în momentul în care înveți o limbă străină, să știi cultura. Pentru că altfel poți să-ți explici ce se întâmplă în limba respectivă, altfel poți să înțelegi lucrurile, se leagă mult mai bine. Și cum poți afla mai mult despre cultură decât accesând și alte culturi? De exemplu, în primul rând, este un test pentru tine. Te rog frumos, ce am scris eu pe mână aici în ebraică? Emuna. Emuna, da. Și e cu tot cu vocalizare. E cu tot cu vocalizare. Uite, asta nu știam. A, vocalele sunt acele punctulețe. Acele punctulețe, exact. Că am început lecțiile de limba arabă și măcar știu că nu se pun vocalele în... Limbile semitice. Exact. Da, este specific limbilor semitice. Deci ai trecut testul. Este clar că știi foarte bine limba ebraică. Eu am observat... Cea mai mare, să zicem, discrepanță culturală pe care am avut-o a fost venind ca român în Viena. Să văd la un loc adunați oameni care vorbeau limba artei, care erau interesați de festivaluri, de film, de carte, care nu lăsau în urma lor semințe, care stăteau liniștiți și ascultau muzică clasică, aveau muzică clasică și în mașini și nu neapărat doar pe ai lor, muzică clasică în general. Mi s-a părut, adică ăla a fost impactul cultural cel mai mare pe care l-am avut și mi-aș fi dorit să fim și noi acolo. Și atunci, de aceea am și conceput aceste emisiuni legate de cultură și mai ales mă interesează culturile mari, cum este cultura ebraică. Care a fost provocarea ta să înveți această limbă? Deci, din start, profesorul este, nu este, ai început de acolo, pentru că tu nu ai uitat. Te-ai îndrăgostit de limba ebraică. Da, este... ceva la care nu mai poți să renunți. Chiar dacă am mai avut câteva încercări, eu în toată această perioadă nu am învățat continuu. Am lăsat ebraica, dar pur și simplu nu mă lăsa ebraica pe mine. Cât încercam eu să zic că nu era în drumul meu, în cariera mea, nu era ceva care să mă ajute în viitor. Până la urmă am ajuns să lucrez cu limba ebraică, adică cumva am început ebraica ca o pasiune și a ajuns să fie profesia mea. Dar... e ceva ce nu te lasă. Deci a fost greu să studiezi? Pentru că eu la limbile de arabă, sincer, mă simțeam ca un extraterestru. Cred că nicio limbă nu este dificil de învățat dacă avem mecanismele și resursele de care avem nevoie. Acesta a fost și motivul pentru care am început aceste facilitări de limba ebraică. Pentru că nu vreau să le zic cursuri de limba ebraică, că eu nu predau limba ebraică. Îmi place să le ofer instrumente celor care vor să învețe limba ebraică și să devină independenți cât mai curând posibil. Fiecare după timp, în funcție de timpul pe care îl pot investi. Pentru că ai nevoie, de fapt, de tehnică și de timp ca să înveți o limbă străină, nu numai ebraică, absolut orice limbă. Pentru că suntem la o emisiune legată de cărți, sunt foarte interesată cam ce ne-ai recomandat tu, pentru că la noi așa mai cunoscuți, mi-ai spus de David Grossman, dar eu încă nu l-am citit. Amos Oz, într-adevăr, este unul dintre preferații mei, am un top 3 imaginar în capul meu și intră Amos Oz în el. Și mi-a plăcut povestea despre dragoste și întuneric. Este o carte foarte amplă, dar este o carte foarte frumoasă. Și acolo, de acolo am venit eu cu ideea de cât de implementat în conștiința oamenilor este cultura când ne referim la izraelieni. Și mai avem pe Yalom, care scrie mai mult, e un psihiatru, da? Care scrie cărți mai degrabă și de profil, dar și ficțiune. Ce recomandări ne dai tu? Ce ai citit tu? În afară de Grossman, pe care îl recomand din tot sufletul, pentru că are un sistem anume, cărțile sale sunt traduse adunând toți traducătorii, așa reușește să transmită exact ideea pe care și-a închipuit-o. Aș mai recomanda, bineînțeles, Harari, care este, cred, deja bine cunoscut. Edgar Keret, care iarăși este foarte interesant, este unul dintre cei mai noi scriitori, să zic așa, stilul său este cel mai nou, include foarte mult slang, include ebraică vorbită greșit, deci este foarte folosit chiar și când predăm ebraica la nivel foarte înalt, cum să nu vorbești limba ebraică.
Și el o folosește ostentativ să atragă atenția asupra acestui lucru? Este stilul, este ceea ce îl diferențiază față de alți scriitori. Bineînțeles, atrage și critici, dar este foarte plăcut și ușor de citit. Chiar și în limba ebraică nu are nu scrie greu, e ușor de citit și mai ales că este foarte amuzant, adică îți stârnește acel interes. Nu ai cum să adormi cu cartea lui în brațe. Ai citit cărțile direct în ebraică? Da. Ah, ce invidioasă sunt! Dar sunt și două traduceri în limba română și urmează o altă traducere, cred că cât de curând o să fie finalizată. Da, așa am aflat eu că tu te-ai întâlnit cu Amos Oz și eu sunt foarte... sunt supărată din cauza acestui lucru, că eu nu am apucat să-l întâlnesc și nici nu o să-l mai apuc, pentru că a murit acum câțiva ani. Da. În decembrie 2018. 18, da. 18. Cum a fost întâlnirea cu el? Cum de te-ai întâlnit? Cum arată o frântură din viața unui mare scriitor? A fost extraordinar, pentru că nu a fost o întâlnire la un târg de carte sau a fost chiar la Amos Oz acasă. Și am avut acest privilegiu pentru că e directoarea institutului unde am studiat în Stockholm, este fiica lui Amos Oz. Și atunci a reușit să programeze pentru întreaga grupă. De fapt, am fost și singura grupă care a reușit. Colegii noștri din anul următor nu au mai apucat, pentru că noi avem această... Scuză-mă că te întrerup, tu ai studiat în Stockholm? Da, și acum studiezi în Germania? Da, da, a fost... Și ești româncă? Da. Ok. M-am închis paranteza, continuă, te rog. Așa a fost programul. Așa a fost, programul de studiu. Un an în Stockholm și un an în Heidelberg, în Germania. Și când ai fost la el acasă? Cum era la el acasă? Avea pisici de scriitor, da, fără pisici? Avea pisică. Și am tot încercat să-mi aduc aminte numele pisicii, dar n-am reușit să-mi aduc aminte. A fost extraordinar, pentru că și eu mi-am dorit să-l întâlnesc în 2012, dar nu am reușit să ajung când a venit în țară. Și atunci, într-un fel, am simțit că mi-am luat revanșa, nu numai că... l-am întâlnit, dar am fost cu toții și am avut ocazia să-l întrebăm. N-am avut curajul eu să-l întreb ce aș fi dorit, dar am avut-o pe draga mea colegă, care a fost vocea mea, așa că l-am întrebat. Eram foarte curioasă despre personaje, pentru că citim foarte multe cărți, mă gândeam de unde vine cu atâtea personaje. Și mai ales că citisem în una din cărți, acel agent special care era de origine română și care vorbea multe limbi, și am zis, oare a cunoscut vreun român și de unde a venit această inspirație? Și ne-a zis că de fapt nu s-a inspirat neapărat din viața reală, pur și simplu 100% sunt fictive, deci nu există în spate o persoană de la care să se fie inspirat. Dar ce este coincidența? Eu sunt foarte fericită când întâlnesc scriitori, mari scriitori, și apuc să vorbesc cu ei. Din păcate, eu nu sunt interesată decât de scriitorii care mi-au ajuns mie la suflet și atât. În rest, trece pe lângă mine. Dar Amos Oz era unul dintre ei și din fericire l-am întâlnit și eu pe Mihail Șușkin și am putut să vorbesc cu el, pentru că eram atât de curioasă. Mihail Șușkin, spre deosebire de Amos Oz, scrie despre ceea ce îi se întâmplă, punct. Ceea ce îi se întâmplă real, deci cam asta este și cred, poate de aia și scrie atât de bine. Deci l-ai întâlnit pe scriitorul Amos Oz. Ne-ai recomandat deja niște cărți. Spune-mi, ai călătorit mult în Israel? Da, Israelul este a doua mea casă sau poate chiar prima. Eu te văd, cred că e prima la tine. Da, am călătorit mult și știu Israelul mai bine decât România, spre marea mea rușine, trebuie să recunosc, dar pe de altă parte bine, este și mai mic. Da, e mai ușor. E mai ușor de colindat în tot Israelul și mai ales mie îmi place să descoper nu acele locuri turistice, ci acele locuri care nu sunt foarte cunoscute. Și acest lucru este posibil în general când vorbești limba. Deci la început am fost și eu turist și am mers pe unde... era drumul deja bătut, și mai ales că pe urmă am
câștigat și încredere, pentru că sunt tot felul de povești că Israelul nu este sigur. Din punctul meu de vedere, este mult mai sigur decât multe alte țări. Cu toate cu chipat barzelul în spatele casei, știi că dacă se întâmplă ceva, sunt pregătiți. Deci mie mi se pare că e mult mai sigur acolo. Și chiar când am venit în țară, eram obișnuită să merg cu rucsacul desfăcut, cu geanta desfăcută, și mi-am dat seama, ups, stai puțin că m-am întors în România, probabil că ar trebui să fiu puțin mai atentă. Mi-am pierdut lucruri și nu numai eu, și colegii mei și-au mai pierdut și le-am găsit acolo. Deci eu mi-am uitat portofelul la un magazin și m-am întors după 2 ore pentru că am luat-o pe jos acasă, și acasă când am ajuns mi-am dat seama că nu aveam cheile. Și m-am întors, iar ce am fost, deci nu aveam niciun ban la mine și am ieșit în stradă, eram disperată, și a fost un taximetrist foarte drăguț care m-a luat gratuit, a zis, eu te cred că ești într-o situație că nu ai bani, merge și îmi plătești acolo. Și nu numai că m-a dus până acolo, dar m-a așteptat și m-a dus și înapoi la preț preferențial. Deci... Așa că... Ignorăm migurile care zboară pe cer pentru că portofelul e în siguranță. E în siguranță. Și și-au uitat în mijloace de transport în comun colegii mei și l-au găsit la capăt de linie, era acolo întreg, totul era cum trebuia să fie. Spune-mi mie, limba ebraică are atât de multe... m-am încurcat deja între evrei, iudaism, izraelieni, dialectică. Punem câte ceva despre asta. Se știe, noi știm în mod mai mult de Yiddish, care se vorbește unde? În Germania? Yiddish s-a vorbit și în România. Este limba vorbită de evrei din Europa centrală, de est, din Germania, de aceea este mult știut de Yiddish ca fiind din Germania, pentru că undeva acolo s-a format limba Yiddish. Încă nu este foarte bine stabilit, secol 19, 12. Dar s-ar înțelege între ei cineva care vorbește Yiddish cu... Da, se înțeleg. Fiecare, cei care au vorbit Yiddish-ul din România, nu este identic cu cel din Germania, dar ei se înțeleg. A fost limba pe care au folosit-o în comerț, spre deosebire de Ladino, care este similară Yiddish-ului, dar a fost vorbită în Spania. Și ulterior, când au fost expulzați în 1492, această limbă a fost vorbită în special în Imperiul Otoman, de evrei care au ajuns în Imperiul Otoman. Aceea este o influență a spaniolei. Deci cei care știu spaniolă medievală și aud ladino, înțeleg. Chiar și cineva care știe spaniolă poate să înțeleagă ladino. La fel cei care sunt vorbitori de limba germană. Yiddish-ul este scris cu caractere ebraice. Cine știe și caracterele ebraice poate să și citească. Cine doar aude și știe germană poate să înțeleagă destul de bine. Nu perfect, dar măcar își dă seama despre ce este vorba. Ai locuit la o familie tradițională, ai stat și ai văzut ce se întâmplă în viața lor de zi cu zi, nu ceea ce vedem noi ca simpli turiști? Da, am locuit la familie și chiar am fost cu un program în Israel și acolo se merge foarte mult pe șabatul, este important pentru ei, vineri seara, masa de vineri seara este în familie, și chiar dacă mare parte din evreii laici, să le zicem, nu țin nicio sărbătoare, totuși această masă de șabat nu mai este legată neapărat de religie, cât este cultural. Cum și noi ne întâlnim de marile sărbători în familie, ei au această întâlnire săptămânală. Și a fost o experiență extraordinară pentru că sunt atât de calzi. Familia la care mergeam de șabat ne considera, eu și o colegă de-a mea, mergeam la ei ca membrii familiei, cum pupau copiii de șabat, așa ne pupau și pe noi. Și deci era totul o atmosferă de familie. Nu simțeai că vii din afară, nu simțeai că ești invitat. Erai pur și simplu în sânul familiei. Dar ce te-a uimit? Ce ai fost acolo, da, ai ajuns, ai văzut foarte multă, nu știu, piatră, deșert, iar piatră, marea moartă. Și flori. Și flori? E foarte verde. E foarte verde. Este foarte verde și foarte florit. Bănuiesc, ai fost în toate orașele. În toate orașele, da. Și când zici, toate sunt verzi? Majoritatea.
exceptând Neghevul, da, care e deșert, dar nu este acel deșert cum ne așteptăm cu dune, este un deșert stâncos. Piatră. Numai piatră. Numai piatră. Cum a fost să te duci la Ierusalim? Ierusalimul este un oraș minunat. Este, cel puțin, eu văzând dezvoltarea orașului și în ultimii ani. Dacă la început era mai multă tradiție, acum deja se simte noul în oraș, construcții noi, dar cu toate acestea ei își păstrează piatra de Ierusalim. Nimic nu se construiește cu altceva decât cu piatra de Ierusalim, ceea ce dă o frumusețe aparte Ierusalimului. Și nu degeaba a fost râvnit de atâtea imperii și toată energia specială pe care o are, este un loc pentru trei religii. Deci, eu știu că în Israel oamenii au o speranță de viață foarte ridicată și o să vorbim imediat despre asta ca o introducere la rubrica Bizaria. Vorbim la Bizaria despre câțiva scriitori ajunși la vârste venerabile, dar activi și prolifici literar. Vom începe cu romancierul, dizidentul regimului anticomunist, scriitorul rus care a primit premiul Nobel pentru literatură în 1970, Alexander Isaevich Solzhenitsyn. El a trăit 89 de ani. Agatha Christie, celebra scriitoare de romane polițiste, creatoarea faimosului personaj Hercule Poirot, a trăit 85 de ani și a publicat peste 80 de cărți. Călătorul trebuie să bată la toate porțile înainte de a ajunge la sa. A scris Rabindranath Tagore, supranumit Sufletul Bengalului. Scriitorul indian care a trăit 80 de ani în perioada colonială și a primit în 1913 premiul Nobel pentru literatură. Era un cunoscut opozant al sistemului de caste din India. Cred că toată lumea cunoaște celebra frază: toate familiile fericite seamănă una cu cealaltă, dar fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Vorbim de Lev Nikolaevich Tolstoi, autorul romanelor Război și pace și Ana Karenina, care a trăit 82 de ani, scriind până în ultima perioadă a vieții sale. Scriitorul umanist și vegetarian convins, George Bernard Shaw, laureat al premiului Nobel pentru literatură, a trăit numai puțin de 94 de ani și a scris până la 91 de ani. Voltaire, scriitorul filosof, pe numele lui adevărat, François-Marie Arouet, deși cu o sănătate precară, a reușit totuși să ajungă la vârsta de 84 de ani, compensând prin efervescența spiritului său critic neajunsurile trupului. Francesco Petrarca, prozator, poet și umanist din perioada Renașterii, a proslăvit-o până la 90 de ani în versuri nemuritoare pe Laura, muza lui și simbolul femeii superioare. Marele poet și gânditor german Johann Wolfgang von Goethe a trăit 83 de ani, iar la 82 de ani și-a încheiat ultima parte a poemului dramatic Faust. Victor Hugo, autorul cărților Mizerabili și Notre-Dame de Paris, a trăit 83 de ani și a scris 5 romane celebre între 75 și 80 de ani. Haideți să vedem care au fost și scriitorii noștri longevivi. Mihail Sadoveanu a trăit 80 de ani. Gala Galaction, pe numele său real Grigore Pișculescu, 82 de ani. Tudor Arghezi, care se numește Teodorescu, a trăit 87 de ani, Ionea Gârbiceanu, 81 de ani și Emil Cioran, 84 de ani. Nu știu dacă scrisul vindecă, dar cu siguranță trăiești mult și bine de la el. Chiar George Bernard Shaw, care era un vegetarian, a zis: în momentul acesta singurul lucru care ar putea să mă omoare este o friptură, dar nu o să o mănânc. Deci, de ce trăiesc oamenii atât de mult în Israel? Că noi știam până acum de țările mediteraneene și ne-am tot gândit că frunzele lor, știi, ei mănâncă foarte multe salate, hai să zicem fructe de mare, la japonezi la fel este mâncat. Din câte știu, în piețele din Japonia, dacă au fructe de mare, îți spun nu data la care expiră, ci ora și minutul, adică e atât de... mâncarea trebuie să fie proaspătă. De ce crezi tu că trăiesc atât de mult izraelieni? Și eu mi-am pus această întrebare și cred că la ei nu este neapărat de la mâncare, deși Israel pot să zic că este raiul vegetarienilor. Raiul vegetarienilor? Da. Trebuie să mă duc acolo. De fapt, este
jumătate de lume într-o țară mică, poți să găsești acolo orice ți-ai dori și dacă ești vegetarian și dacă nu ești vegetarian, dar pentru vegetarieni este... Eu în țările arabe oricum am ce mânca în general, pentru că au mai multe salate, năut și știi, chiar voiam să te întreb ce mănâncă. Mă gândeam, haideți să vorbim despre cultură, pentru că suntem foarte interesați, dar români fiind, știu că ne interesează foarte tare când plecăm în altă țară ce mâncăm. Deci... Ce mâncăm? Da, humusul, de fapt, sunt în continuare în dispute. Cine a inventat humusul? Cine a inventat humusul? Și au fost și competiții foarte mari între israelieni și palestinieni. Cine gătește cel mai bun humus, cel mai mare humus. Și se știe că încă sunt aceste tratative, iar partea de gastronomie poate să doboare și știința în Israel. Și acest lucru îl știu de la un profesor din Tel Aviv, care a cercetat în detaliu, fiind el afectat de acest lucru. Avea 3 bunici, pentru că erau supraviețuitoare ale Holocaustului, aveau o altă percepție asupra mâncării și el știa că 3 chiftele, dacă ai 3 chiftele în farfurie și mănânci una, ar trebui să rămână 2, dar el descoperea că între timp apăreau 4. Și atunci a dat el seama că știința nu mai are același rezultat cu 3 bunici care își pierduseră fii în Holocaust și aveau grijă de nepoțel să fie hrănit cum trebuie. Sunt niște lucruri contrastante, să spunem. Sunt niște victorii pe care le-a obținut Israelul. Mai exact, au reușit să facă agricultură pe acele stânci, cum ai spus și tu, vegetație. Știu că sunt exportatori, deci stau foarte bine în acest capitol. Investesc foarte mult în industrii, precum în cercetare, în IT, în descoperiri științifice. Dar spune-mi, te rog, despre câte ceva despre Tel Aviv. Bănuiesc că Tel Avivul este mai modern, îi se spune orașul alb sau orașul care nu doarme. Exact. Și chiar așa și este. Cine stă în Tel Aviv poate să vadă că chiar este un oraș extrem de activ. Este un oraș relativ nou, spre deosebire de acel Ierusalim, care este cunoscut în diverse istorii. Este un oraș nou și acela este, de fapt, raiul vegetarienilor, să zic așa. Deci Tel Avivul, da? Tel Aviv, trebuie da. Să mă duc în Tel Aviv. Ok. E în regulă. Cum vezi tu îmbinarea aceasta dintre tradiție și modernism pe care o are Israelul? Uite, chiar recent am citit o carte scrisă de un japonez, Yasunari Kawabata, în care era foarte puternic acest conflict între tradiție și ce este modern, ca și cum era o luptă între cei care se străduiesc să mențină tradiția și cei care vin cu ideile noi. Ai resimțit lucrul acesta, conflictul acesta între modern și tradiție în Israel, pentru că ei sunt foarte tradiționaliști? Există acest conflict, se simte, dar în același timp se vede și un echilibru care s-a creat. Acum poți să privești ce parte dorești, partea care este accentul pus pe diferență sau partea de echilibru. Cred că au reușit foarte bine să le îmbine pe cele două, atât tradiția cât și partea de modernitate, un oraș nou, la doar jumătate de oră acum, pentru că este noul tren rapid care leagă Ierusalimul, dar vedem și atât în Ierusalim oameni care sunt cât se poate de modern, deși automat vedem mai mult partea tradițională, iar în Tel Aviv ne așteptăm să fie numai plajă și numai costume de baie, dar nu, observăm și acei evrei care păstrează portul tradițional. Deci este o metropolă cosmopolită în care are toată lumea loc, indiferent de credințe sau de ideile pe care le au. La care adăugăm și Iafo, Tel Aviv, Iafo, care deja sunt două orașe, sunt lipite
unde avem și acea influență arabă. Să înțeleg, Yaho este o parte a Tel Avivului sau separat, în care sunt mai mulți arabi? Sau? Este un alt oraș, dar sunt lipite, nu-ți dai seama. Acum ești în Yaho, acum ești în Tel Aviv. S-au unit pentru că orașul s-a dezvoltat foarte mult și ele așa și sunt cunoscute de cele mai multe ori, Tel Aviv, Yaho. Ce ai recomanda unui român care, să zicem, că ar vrea să se ducă acolo pentru plaje, pentru că este foarte cunoscută clima stabilă, fără ploi din Israel și pentru plajele lor foarte frumoase? Unde ei spune să se ducă? Depinde de ce dorește să facă în afară de plajă. Tel Aviv, clar, este o destinație. Deci în Tel Aviv le ai pe ambele. Și da. Plus că Tel Avivul are și partea culturală, are muzeul de artă, un muzeu extraordinar. Ar fi și Eilatul, unde sunt scufundările. Pentru iubitorii de snorkeling și de scufundări. Iubitorii de scufundări, Marea Roșie, plus că din Eilat de pe mare se pot vedea mai multe țări. Se poate vedea Iordania, Egiptul, Arabia Saudită și Israelul, bineînțeles. Da, acestea ar fi destinațiile pentru plajă, să zic, dar Tel Avivul, chiar și toată partea, nu numai Tel Avivul, toată coasta Mediteranei poate să fie Herzliya, Haifa, și Haifa are plaje foarte frumoase. Deci mai trebuie doar să convingem oamenii că nu li se întâmplă nimic și că pot să se ducă liniștiți la plajă. Da, eu zic că atunci când vezi un soldat în papuci, pantalon scurt și tricou, și într-adevăr trebuie că e soldat, nu se poate despărți de pușcă, dar își pierde seama, puțin din autoritate. Dar îți dai seama că de fapt este toată acea rigoare este în favoarea ta, pentru că este siguranța care acel om îți asigură ție siguranță. Am înțeles că și autocarele care vin de la aeroport sunt blindate. Autocarele sunt în general verificate. Acum nu mai sunt la fel verificări cum erau înainte și poate că și turiștii se simt altfel, pentru că dacă nu ești obișnuit și să vezi că intră în autocar prin față și verifică tot autocarul și ies prin spate, nu te simți foarte bine. Dar autocarele la punctele de graniță, deci cine merge la Marea Moartă, vor avea parte de aceste senzații, cei care vor totuși să aibă parte de astfel de senzații, dar în rest, nu. Securitatea, într-adevăr, este la un nivel înalt, dar este spre binele turiștilor, zic eu. Apropo de Marea Moartă, cum a fost la Marea Moartă? Eu am văzut niște oameni care erau vii și erau în Marea Moartă, se duceau acolo și stăteau. Alte peisaje arată de-a dreptul selenar. Tu ai intrat în apă? Da. Ai plutit instantaneu, cred. Nu știu să not. Da, n-a fost nevoie. Mie îmi place să merg la Marea Moartă, pentru că este singura mare în care pot să not, sau cel puțin să plutesc. Da, sunt mai multe variante de plaje. Există și o zonă mai hippie, aceea este preferata mea. O zonă mai hippie? Mai hippie. Un fel de vamă la noi? Da, dar foarte puțin știu de ea. Adică și eu am aflat de la localnici, tocmai ce spuneam, acele perle pe care le poți găsi într-o țară. Dacă vorbești cu localnici. Este cel mai interesant să te duci așa, să te împrietenești cu oamenii, să iei locurile la picior și să nu te duci neapărat pe traseele turistice care sunt ultra-mega comercializate. Tot auzim despre kibbutz. Povestește-ne tu ce este un kibbutz. De ce tot auzim de kibbutz? Kibbutzul nu mai este ce a fost, dar a fost instrumentul prin care au reușit să construiască statul. Sunt comunități. Noi avem o comparație. Un fel de cooperativă deci... Dar evit să spun cooperativă, pentru că noi nu avem amintiri prea bune legate de cooperativă. Dar este acel stil de viață în care există egalitate. Copiii în prima fază erau într-un fel despărțiți de părinți, pentru că părinții munceau toată ziua și copiii aveau spațiul lor, erau educați în spiritul kibbutzului, pentru că au fost crescuți și cu o nouă ideologie de copii puternici și apare foarte mult și în literatură.
Cum adică își creșteau copiii într-un spirit? Ce se întâmpla în chibuțul ăla? Ce le făceau? Era un fel de armată? Nu, era... am putea să spunem un fel de armată pentru copii. Cred că cel mai mare impact era pentru părinți, pentru că părinții nu reușeau să-și vadă copiii toată ziua, doar câteva minute seara. Nu-i duceau ei la culcare, erau cei care aveau grijă de copii, era casa copiilor, unde erau toți copiii, și cred că pentru copii era o continuă tabără. Să înțeleg că sunt foarte, adică spiritul colectiv este foarte dezvoltat în Israel. Foarte dezvoltat și se simte și acum. Solidaritatea, cred că este ceea ce îi definește. Chiar dacă în aeroport își dau seama, în altă țară sunt alți israelieni, nu vorbim prea tare să nu-și dea seama, dar când au nevoie, chiar solidaritatea este extrem. În general, în țările care au un climat mai greu de accesat, e mai greu de trăit acolo, supraviețuirea este mai puternică, unde este lanț muntos, unde este deșert, este foarte important acest spirit colectiv, pentru că ei trebuie să se ajute unul pe celălalt ca să supraviețuiască, și bănuiesc că același lucru s-a aplicat și în cazul Israelului. Care crezi că sunt cele mai mari nedumeriri ale unui turist care pur și simplu vine în Israel? Crezi că este ceva ce îl uimește prima dată? Din experiențele celor cu care am discutat, au fost uimiți, pentru că nu se așteptau totuși să fie o țară atât de dezvoltată. Auzind mereu de conflicte, te aștept să fie pe jumătate distrus. Dar, surprinzător, au fost surprinși de autostrăzi. Acum mă refer la șoferi care, venind din România, bineînțeles, spun: noi nu avem autostrăzi, și ei în 74 de ani au reușit să construiască asemenea autostrăzi. Este tehnologia la care s-a ajuns. Acei zgrienori din Tel Aviv, deși solul nu permite, chiar mulți ani nu au reușit să construiască un metrou, acum au reușit cu multă tehnologie să facă acest lucru. Dar au un metrou nou acum. Urmează, încă este în construcție. Am înțeles. Deci... încă este în construcție, dar s-au folosit de tehnologie cât au putut. Investesc foarte mult în tehnologie. De altfel, uite, avem aici o statistică. Cel puțin 197 de evrei și persoane cu pe jumătate sau trei sferturi ascendență evrească au fost distinși cu premiul Nobel, reprezentând 22% dintre laureații de pe Mapamond între 1901 și 2016. De aceea am tot vorbit despre cultură, pentru că ei au cultură. Ei au cultura, pentru că de multe ori au fost acceptați în țările în care au stat de-a lungul istoriei. N-au putut să investească în imobiliare și atunci au investit în cultură și, bineînțeles, în, se știe foarte bine, în domeniul financiar, pentru că aveau bani lichizi, nefiind blocați în proprietăți imobiliare. Da, deci firmele lor sunt cele care predomină pe piața Nasdaq, pe piața bursieră. Deci știu foarte bine să se chivernisească cu banii. Se observă lucrul acesta și sunt zgârciți. Reușești să ai bani atunci când ești calculat. Deci dacă, sunt calculați. Dacă arunci cu banii, nu vei avea niciodată. Orice zgârcit o să spună că este calculat, îți dai seama, nu? Sunt locul unul la industria diamantelor, prelucrarea diamantelor. Deci m-am gândit, te duci acolo, mănânci mâncare vegetariană, îți cumperi și niște bijuterii, stai și la plajă, e ideal. Să văd pe cine iau, că cui nu e frică de, știi, de conflicte armate. Eu am o prietenă care fusese în Israel și mi-a spus că totuși au fost atacați pe drum, dar, mă rog, cu ceva, vreo piatră, adică nimic substanțial, să zicem, că s-a și întors de altfel. Da, într-adevăr, există acest risc, de aceea este bine să-și seteze GPS-ul să nu treacă prin sate care nu sunt foarte bine dezvoltate. Adică să urmeze pe cât se poate, chiar dacă văd aglomerație, noi putem, spre exemplu în România, ok, o iau pe un drum ocolitor. Acolo nu este recomandat. Este bine să mergi pe drum oficial, mai ales că totul este în limba ebraică, arabă și engleză, și așa poți să te orientezi foarte bine și dacă cumva îți pică GPS-ul. Cât de viu este Holocaustul în memoria izraelienilor?
cred, sau a evreilor. Este încă foarte activ pentru că a fost transmis de la o generație la alta. Și acesta zic eu că este și unul din secretele, că tot vorbeam de ce ajung la o vârstă atât de înaintată. Cred că optimismul îi face să ajungă, atitudinea lor foarte optimistă. Și în momentul în care am discutat cu mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului, i-am întrebat de unde aveți această putere și nimeni n-a știut să-mi zică. Și am întrebat dacă este posibil, având în vedere experiența anterioară, ceea ce se întâmplă acum sunt nimicuri. Că atunci când ești adult și vezi un copil că i s-a spart balonul și el plânge de mama focului că pentru el s-a terminat lumea, ai o altă perspectivă pentru că ai o altă experiență de viață. Același lucru m-am gândit că ar fi și cu supraviețuitorii Holocaustului. Au văzut lucruri mult mai rele și automat lucruri care nouă ni se par acum îngrozitoare pentru ei nu mai sunt chiar atât de îngrozitoare. Am observat că sunt de un optimism extraordinar. Deci au trecut prin atât de multe încât și-au accesat acea latură din noi capabilă oricând de supraviețuire indiferent și și-au dezvoltat o mentalitate foarte puternică. Exact, acel ce nu mă omoară mă întărește. Este valabil în cazul lor. Spune-mi, de ce iubești tu Israelul? Adică sunt, da, sunt atâtea lucruri pe care mi le-ai expus. Dar ce ți este ție cel mai aproape? De ce Israel? Oamenii sunt deosebiți. Nu zic că toți te așteaptă cu miere și cu brațele deschise. N-am avut mai experiențe plăcute. Având în vedere că petrec destul de mult timp în Israel, am ocazia să întâlnesc tot felul de oameni, dar pot să spun că sunt atât de puține cazurile în care sunt dezamăgită de comportamentul oamenilor acolo, încât clar privează atitudinea lor. Ai fost așa curioasă să vezi dacă cineva din familia ta poate ați avut evrei în familie sau era cineva care spunea, cine mi-a spus? Ah, scriitoara Ana Barton mi-a spus recent că ei au fost atât de mulți și au emigrat în atâtea locuri că probabil toți avem un ascendent în poporul izraelian. Este foarte posibil, pentru că în România a fost o populație numeroasă, însă n-am făcut cercetare aprofundată. Din câte știu, foarte mulți s-au întors în Israel în ultimii ani, în ultimii 10 ani, să spunem, după căderea comunismului. E adevărat? Ai întâlnit și români acolo? Da, am întâlnit și români, iar tatăl meu provine dintr-un orășel unde erau foarte mulți evrei. În timp ce era o singură biserică ortodoxă, erau undeva la 5-6 sinagogi. Și terenul pe care l-am cumpărat noi, l-am cumpărat-o de la evrei și toți vecinii, stânga, dreapta, față, spate, erau evrei. Cu ce ai recomanda să înceapă cuiva care ar fi interesat de limba ebraică? Să învețe limba ebraică, cu posibilitățile pe care le avem acum în București, să spunem că nu este cineva care ar putea să se ducă la o facultate în momentul ăsta. Există multiple opțiuni pentru învățarea limbii ebraice. Și pentru cine este vorbitor și de o altă limbă, cu atât mai mult. Nu există materiale în limba română, deși este mult mai ușor să înveți ebraica prin intermediul limbii române, pentru că este mult mai apropiată. Ca sintaxă, chiar și expresii sunt similare. Există materiale disponibile, există cursuri, doar să se potrivească metoda. Și acum depinde foarte mult și pentru ce îți dorești să înveți o limbă străină. Eu întotdeauna le spun celor care încep să învețe limba ebraică, în primul rând trebuie să știi de ce vrei să înveți limba respectivă, pentru că astfel te poți concentra pe vocabularul care te interesează și pe metoda. N-are rost să înveți să-ți bați capul cu alfabetul, că pentru mulți acesta este alfabetul, nu? Dacă nu o să ai nevoie să citești niciodată și doar să vorbești. Pe de altă parte, este și invers.
dacă vrei să citești, trebuie să înveți alfabetul. N-ai cum să fugi de el, chiar dacă nu-ți place. Deci tu crezi că cineva, un român, poate să învețe limba ebraică cu ajutorul unor instrumente, cărți, îndrumări, se poate chiar și fără profesor? Crezi că există și varianta aceasta? Cred că există. Am avut persoane, am cunoscut persoane care au învățat foarte bine limba ebraică doar prin intermediul cărților, însă reușești să ajungi la un anumit nivel pentru că te blochezi, nu înțelegi cum funcționează limba. Dar atunci este nevoie de un facilitator. Un facilitator sau materialele potrivite, dar în general sunt în Israel acele materiale și trebuie să ajungi la un nivel al limbii ebraice pentru că și explicațiile sunt în limba ebraică. Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai date. Ai fost un adevărat ambasador al Israelului astăzi pentru noi și îți mulțumesc încă o dată. Dragii mei, noi ne revedem ca de obicei în fiecare duminică de la ora 17. Nu uitați să accesați site-ul A7TV, unde aveți informații, articole, emisiuni, tot felul de știri despre vedetele noastre. În continuare vă urez lecturi savuroase.